Wow, tortul ăsta arată uimitor! O să pun niște bombonele! E superb! Ai auzit asta? Trebuie să ajungem la tortul ăla! Wow, ia uite! Ce bine arată! E delicios! Ușurel, fetelor! Există o singură soluție! Ha? Ce se întâmplă? O să aflați acuși! Vrei să fii tu prima? Ce drăguță ești! Wow, brioșe! Miros apetisant! Oare eu ce-am primit? Ha? E goală! Dezamăgitor! Eh, ce să fac? Stai puțin! Ceva nu e în regulă aici? Sunt sigură că erau trei brioșe! Cred că știu ce s-a întâmplat! Habar n-am despre ce vorbești! Trebuie să-ți spun dovezile! Un deliciu! Emma! Ale erau... Ce? Glumești? Nu iar! Cum? Ha? Nu te uita la mine! Încetează! O, ba, nu! Aia e brioșa mea! Se activează scutul de protecție! Oh, cât pe ce? Acum ce mă fac? Cred că trebuie să mă apuc de gătit! Am nevoie de câteva ingrediente! Noroc că sunt mereu pregătită! Ok, să trecem la treabă! Mai întâi sparg niște ouă! Știi că nu trebuie să pui și cozile? Știu ce fac! Hei, ai grijă! Ha? Ai zis ceva? Ok, e timpul să amestec totul! Ador partea asta! Lasă mixerul jos! E dificil, dar merită! Ce ziceava? Zic că trebuie să fac un duș! Wow, chiar arată bine! E mult mai reușită decât brioșa mea! Trebuie să găsesc o soluție, dar ce nume? Oh, biata de Ava! Psst! Hei! Uită-te la ea! E patetică! Ava! Vine! Ha? De unde a apărut asta? Folosește-o pe brioșă! Ah, am înțeles! E exact ce-mi trebuia! Încep să decorez marginea brioșei și o țin așa până în vârf! Arată bine! Poftim? Arată grozav! Trebuie să-mi îmbunătățesc tehnica! O să storc mărul pe blatul meu de tartă! Uite ce culoare! Acum o să presar niște bombonele! Îmi place! Acum pot să nivelez totul! Aproape expirat timpul! Gata, opriți-vă! Wow, exact la timp! Ia uite, tată! Bravo, Ava! Tu ce-ai făcut, Emma? Sper să-ți placă! E dificil! Ați câștigat amândouă! Wow, serios? Uf, dă-te de pe mine! Ia uite! Pe care să-l aleg? Stați, nu le atingeți! Ridicați-vă cloșurile! Dar vreau să aleg un cartonaș! Hai să facem! E un pop-it! Acum poți aleg un cartonaș? Te rog, scumpo! În sfârșit! E super palpitant! Cred că o să-l aleg pe ăsta! Ha? Ce e chestia asta? Stai! E wasabi? O să fie distractiv! O să-l gust! Nu-i rău! Am făcut o greșeală imensă! Am nevoie de apă! Mai mult noroc data viitoare! Cred că o să aleg cartonașul ăsta! Ce mi-a picat? O vată de zahăr! O ador! O să strănut! Unde mi-a dispărut vata de zahăr? Ce iute a fost! Ok, e rândul meu! Ce? Nu! Hei, e același cartonaș! Și nu mă plâng! Ador ciocolata! O să rup în bucățele și o să le pun pe pop-it! Vreau să-l acoper complet! Gata! Doar atât faci! Privește! O să-mi folosesc uscătorul de păr ca să topesc ciocolata! Ok, arată bine! Pot să fac și eu asta! Cred că ajunge! Acum e timpul să punem un pic de culoare! Ne trebuie doar un strop de colorant alimentar! Apoi putem amesteca totul cu un bețișor de înghețată! Vă descurcați de minune, fetelor! Și acum așteptăm! Sunt gata? Haide, arată bine! Ia uite! Wow, e super! Uite ce am eu! Hai să-i le arătăm tatălui! Privește! Sunt impresionat! Îmi place ce ți-a ieșit, Ava! Ok, să vedem ce are Emma! Da, felicitări! E o nouă egalitate! Și acum le putem mânca!
să le deschidem împreună. Ha? Ouă? Speram să fie dulciuri. Vezi și tu? Sunt confuză. Am o idee! Trebuie să fac niște cumpărături online. Niciuna nu e bună. Stai! Asta e! E perfectă! Aș fi vrut să mă fi gândit la asta. Știu! E timpul să învăț ceva. Foarte interesant. Simt că am noroc. Nu aia. Trebuie să găsesc ceva. De ce durează atât de mult? Uite-o! Să o testăm. Deci sunt 4 spații. Înseamnă că pot găti 4 ouă. Dar eu am doar 3. Nu e bine. O să le iau pe ăla. Nu pot. Nu e corect. Pe cine păcălesc? Ha? Sunt trează? Stai! Hoață de ouă! Îmi distrage atenția. Cred că e gata. Wow! Ia uite! Ai mai văzut vreodată ouă de culoarea asta? Ce nuanță intensă! Să dăm drumul la foc! E timpul să le gătim! Și miros delicios! Serios? Super! Asta mai lipsea! Mi-a mai rămas un singur ou! Biata de Emma! Trebuie să pot face ceva! Hei, ia uite! Cred că știu care e soluția! Am nevoie de lanterna mea! O să fie super! Ia uitați, fetelor! Ha? Lasă-te jos! A mers! Acum e șansa mea! Propriul meu ou de dragon! O să-i le dau pe toate Emei! Suntem în siguranță? A plecat dragonul? Stai! De unde au apărut astea? Arată incredibil! A fost înfricoșător! Wow! Îmi dai și mie unul? Te rog! Nu știu ce să zic. Stai așa, o să-l tai mai întâi. Dar nu vreau să tai gălbenușul. O să rotesc cuțitul în jurul lui. Perfect! Poftim, Ava! Wow, mersi! E delicios! O să-l gust! Ai dreptate, e foarte bun! Aș putea mânca așa ceva toată ziua! Uită-te la ele! Acum e timpul să le jurizez! Arată ok, cred! Trec la Emma! Wow, ia te uită! Nu vezi ouă de dragon în fiecare zi? Emma câștigă! Vorbești serios? Bravo! Să înceapă provocarea! Prima rundă e cu ciocolată! Și ce trebuie să fac cu toate astea? Nu înțeleg! Arată delicios! Știu pe cine să sun! Poți să mă ajuți imediat? Evident! Evident! Mersi! Bine că s-a rezolvat! Poftim, poți să le iei tu! Serios? Ce zi genială! De 2 ori mai multă ciocolată, de 2 ori mai multă distracție! A ajuns! Mersi! Ce naiba e ăla? N-ai mai văzut bomboane până acum? Perfect! O bomboană, te rog! De ce nu iese nimic? Ce prostie! Îmi permite destule bomboane dacă vreau? Am numai bancnote! Ce naiba? Plouă cu bani? Am nevoie de monede, oameni buni! Ce-am găsit al meu să fie? N-am nici măcar o singură monedă! Ce face acolo? Am nebunit cumva? N-ai mai văzut bani până acum? Ups! O să dau și eu un telefon! Poftim? Da, știu, e un telefon vechi! Ăsta o să funcționeze mult mai bine! Hei! Da, domnul? Adică, da, vai, scumpule! Ne auzi mai târziu! Ajunge imediat! Sunt sigură! Am o comandă pentru domnișoara Naomi! Bună! Bună! Toate astea, te rog! Sigur! Ăștia sunt suficienți? Ia să vedem! Foarte bine, domnișoară! Mai întâi o să topesc ciocolata! Apoi o să pregătesc un balon dezumflat, pe care o să-l umplu cu ciocolată! O să-l leg bine de tot! Apoi o să-l prind de o bucată de scoci! O să apăs deasupra o lingură de înghețată! Și o să prind scociul de jur împrejur, la congelator! Și după ce s-a întărit, obținem un bol de ciocolată perfect! După ce dăm balonul la o parte, evident, adaugă în el ce vrei! Niște zmeuri ar fi perfectă!
și multă frișcă. Voilà! Poate fi mâncat! Foarte bine! Zi frumoasă! Stai! Da? Pot să-mi faci mie unul? Nu mai am nimic în portofel. Ah, ce nesimțire! Nu e corect! Așa-i trebuie! Ia să vedem! Ah, pe cine încerc să păcălesc? Așa! Mmm, e absolut divin! Primim amândouă un punct? Hei, sună bine! Da, dacă spui tu! Mmm, stai puțin! Am ceva pe scaun! Ah, am uitat cam asta! Ai avut o monedă și n-ai spus nimic? Incredibil! Cine câștigă începe? Piatră, hârtie, foarfecă! Foarfeca ta e hârtia! Wow, ce de ouă proaspete! Ok, care-i faza? Ce plictisitor! Sau poate îl pot suna pe băiatul cu gadgeturi? Se ocupă el de astea în locul meu, dacă spui tu? Wow, ce e? Bună ziua! Wow! Am simțit că aveți nevoie de mine! Aici găsiți toate răspunsurile! Ah, da! Ce e? Vreți să vă uitați înăuntru? Incredibil! Ce de dispozitive și ghețeturi! Nu! Aveți răbdare? Sigur că da! Poftim! Mulțumesc foarte mult! Acum pot să-l iau? Ce solid e! Mulțumesc! Acum mă pot distra puțin! Ce e aia? O tigaie? Naomi? Naomi? Ce e? Hai să facem schimb! Ești sigură? Ok, poftim! Așa mai vii de acasă? O să iau oul? Stai, ce trebuie să fac mai departe? N-am mai gătit niciodată un ou? Ha! Cred că e bine! Și? Stai! Ah! Cred că fac progrese! Poc! Încă unul! Boom! Ne vedem în curând, micuțelor! Sigur am ceva util pe aici! Ia să vedem! O roșie? Nu cred! Ăsta? Uh, ce grețos! Hai, trebuie să găsesc ceva util! Ha! Nu! De fapt, ar putea fi ce trebuie! Trebuie doar să o încing bine de tot! Cu cât mai multe, cu atât mai bine! Am nevoie de căldură! Și poc! Wow! Oul se sparge perfect! Ce dispozitiv genial! Și să gătesc uniform! Acum le pot pune pe farfurie! Voilà! Superb, nu-i așa? Arată bine, dar ale mele arată și mai bine! Ce naiba s-a întâmplat aici? Aoleu! Nu înțeleg! Hei! Se vede clar cine e câștigătoarea! O tabletă de ciocolată! E cea mai bună din lume! Ciocolată? Lasă-mă pe mine prima, că sunt mai în vârstă! Mersi! Să vedem! Oh, am o cremă de ciocolată cu alune, delicioasă! O să o desfac și o să o gust ca să mă asigur că e bună! Noroc că am lingura asta la mine! Cred că ajunge gura asta! Nemaipomenită! Ah, cred că pot să mă răsfăț cu un pic mai mult! Așa e bine! Oh, bunico, ce bine arată! O să văd ce am primit și eu! Oh, o tabletă de ciocolată! Pum, pariu că aș putea... Nu cred! Ah, tare bună! Oh, nu, s-a terminat toată crema! Am mâncat-o pe toată! Nu pot să cred că s-a terminat! Mersi mult, e exact ce-mi trebuia! Stai puțin, mi-a venit o idee grozavă! O să-l torn în borcan! Ia uite cum se umple! Așa, am pus tot laptele! Ok, trebuie să pun la loc capacul! Așa, acum o să-l aginițel! Ah, pot să și dansez așa! Pot să-mi lucrez și mușchii! Bun, e timpul să-l deschid și să văd ce avem înăuntru! Și acum trebuie să pun niște frișcă deasupra ca să arate și mai bine! Oh, ia uite ce de frișcă delicioasă! Mai trebuie atât de savuroasă! Și gata, e perfect! Bombonele? N-ai cum să dai greș cu niște bombonele!
O să presar câteva peste frișcă. Nu vreau prea multe, doar un strop. Ce e? Ah, e timpul să trag un pui de somn. Mi-a venit o idee vicleană. O să-mi scot uscătorul de păr. Și e timpul să topesc ciocolata asta. Ce moale e! Bun, stai să iau ciocolata asta și o foartecă. O să tai colțul ăsta ca să o desfac. Ok, acum pot să torn ciocolata asta topită. Da, ia uite ce de ciocolată delicioasă. Super bună! Încă puțină și gata. Seamănă cu caca. Și acum o să schimb cu farfuria bunicii. Acum eu am preparatul bun și are chestia aia stupidă. Bunii! Vai de mine! Pare ceva delicios! Am un pai! Savuros! E cea mai bună chestie! Mersi, frate mai mare! Frate mai mare? Cum adică? Eu am făcut băutura aia! Iu, ce e ăsta? E un caca? Stai! Miroase ciocolată! E ciocolată! Delicioasă! O ador! Ați câștigat amândoi! Eh, ce final fericit pentru amândoi! Acum vreau niște chipsuri crocante, delicioase! Wow, ce alegere grozavă! Sunt entuziasmat! Să vedem ce am sub cloș! Ah, ok, o lipie! Clar pot să fac ceva din ea! O să pun pe o tavă pe niște hârtie de copt și am nevoie de ulei! O să torn uleiul ăsta de măsline pe lipie! Are nevoie și de niște condimente, un pic de piper ajunge! Cred că e ok! O bag în cuptor! Hei, ce se întâmplă? Ups, m-am luat cu croșetatul meu! O să văd ce-am primit! Am un cartof crud! Ce ciudat! E timpul să-l feliez pentru chipsuri! Așa, cartoful meu e feliat și e gata să se transforme în chipsuri! Astea au dimensiunea perfectă pentru a fi băgate în prăjitor! Acum trebuie să aștept să se gătească! Ce miroase așa? Să fie fum? Simt și eu mirosul acum! Lipia mea! Du-te să o salvezi! Abia aștept să fie gata cartofii mei! Ia uite-i! Trebuie să-i prind! Ce drăguți sunt! Nu! Au! Poftim, prinde! Auci! Bunico, e prea fierbinte! L-am prins cu gura! E gustos! Îmi place la nebunie, bunico! Mă bucur că-ți place! Frate, mi-am ars de tot lipia în cuptor! Iu! Bunica a câștigat! Da, chestia asta miroase dezgustător! Acum vreau niște ouă! Ouăle sunt grăsave! Bunico, lasă-mă să-mi ridic eu primul cloșul de data asta! Nu știu la ce mă așteptam, dar am primit niște ouă, evident! Bunico, poți să-mi împrumuți o tigaie? Normal! Am mereu una la mine în caz de urgență! Mersi! Dar acum trebuie să mă gândesc ce să fac! Am aceste trei ouă, desigur! Și acum am tigaia bunicii! Trebuie să pot face ceva cu astea! Poate dacă fac ceva așa... Se gândește prea mult! O să văd ce am și eu! Doamne, se pare că și eu am trei ouă! Bun, știu ce o să fac cu ele! Am nevoie de un fierbător ca să le pun la fiert! Nu înțeleg nimic de aici! Așa, acum am nevoie de un ceas! Și de un ciocan! E timpul să sfărâm ceasul ăsta pentru că am nevoie de ceva din el! Așa, uite un arc mic și perfect! Este exact ce căutam! Acum o să folosesc arcul ăsta pentru ouăle mele fierte tari. O să presez oul cu arcul. O să treacă direct prin ou. Și gata! Mi-am tăiat ouăle în jumătăți. Acum o să tai jumătățile încă o dată pe mijloc. Așa, formele alea sunt așa haioase. Le ador! O să pun niște paprika și semințe de susan ca să le fac să arate drăguți. Dar totuși, ce fac cu resturile? În sfârșit am găsit soluția. Wow, s-a spart imediat. Acum și celelalte. Da, acum îmi trebuie niște sos picant pentru următorul pas. E timpul să dau pe gât sosul ăsta iute. Da, e bun. Iute picant. Am scos niște flăcări adevărate. Dar mi s-au gătit ouăle exact cum speram. Scumpule, sunt sigură că e ok. Ouă! Preferatele mele la micul dejun! O să-l încerc pe asta mai întâi! Delicios! Super bun! Ura! Îi place! Ok, e timpul să gustim cealaltă porție! Mi-am luat furculița! Îmi place omleta! Hei, stai puțin! Sunt coș aici! Bunica a câștigat iar! Ouăle ei nu m-au rănit! Cred că acest cuptor cu microunde a avut zile mai bune! Când l-am curățat ultima dată? Ce scârbos! Stai, mi-a venit o idee! Avem nevoie de păpușa asta! O să-i scot părul și o să torn niște apă. Apoi îi pun părul la loc.
acum trebuie să o băgăm în cuptorul cu microunde. Îl pornim și lăsăm păpușa să-și facă treaba. Ia uite! Cred că e gata! Acum trebuie doar să-l ștergem. Toată mizeria și grăsimea se curăță imediat. Vezi? Uite ce diferență! E atât de utilă! Tu ce ai? Stai așa! Bună, mamă! Ignoră-mă! David, nu mai face mizerie! Ce vrei să spui? David, să nu îndrăznești! Nu! Uite! O să cadă! Ups! Până aici! Calm, calm! Trebuie să plec! David, uite ce mizerie e aici! Wow, e nervoasă! Nu pot să cred! Să plec? Uită-te la cuptorul cu microunde! Poți să-l cureți? Te rog! Ok, dar doar de data asta! Wow! Oh, strălucește! Wow! Arată bine! Poftim, scumpule! Acum strângeți mizeria! Ah, ce păcat! Ok, a meritat! Mi s-a făcut sete de la atâta muncă! Știu! Dar avem suc! Aha. Stai! Trebuie să aduc ceva! Ia uite ce desfăcător de sticle cool! Capacul sare imediat! Atât de repede și ușor! Nana, e rândul tău! Dacă zici tu! Unde se duce? Hei, îmi dai mie bicicleta ta? Poftim? Îți dau bani! De acord, iată! Mersi! O să pun aici. Apoi o să folosesc pedala ca să scot capacul sticlei. Wow! Dar ai cumpărat o bicicletă? Da! Noroc! Acum o să desfac doza. O să întorc invers desfăcătorul de sticle și cheița a fost ridicată. Șmecheră treaba, nu? E super util desfăcătorul! Ok, eu n-am nimic atât de fițos. Cred că o să-mi folosesc degetele. E super simplu! Dar... nu mai contează! Cred că e calitate! Hai să ne savurăm sucurile! Super! Credeți că puteți găti așa ceva? Nu e rău deloc! Nu cred! Sunt mai tânăr, deci eu încep! Mersi, bunica! Ce porumb perfect! Ah, poftă bună, scumpule! Sigur e zemos! N-am nevoie de mănuși! Chiar știi ce faci? Da, oare am curaj? La tac! Ia să mai vedem o dată faza asta! Perfect! Cea mai frumoasă bucată de porumb din lume! Situația se încinge! Îmi place porumbul copt foarte bine! Oh, da! E perfect copt! Voilà! Și acum urmează ultimul pas, care e foarte important! Două suporturi pentru a ține porumbul! Voilà! Și doar un strop de ceva dulce! Nu trebuie să torn prea mult! Am nevoie doar de puțin sirop! Arată absolut delicios! Stai așa puțin! Trebuie să mă ocup și eu de porumbul meu! Nu sunt sigură ce ar trebui să fac cu astea! Nici măcar nu cred că sunt comestibile! Sau poate că trebuie să-mi folosesc ingeniozitatea! O să trasez niște rânduri care să semene cu cele de porumb! Important e să faci modelul corect! Acum că am făcut liniile orizontale, trebuie să trec la cele verticale! Încă una! Acum o să le strâng bine! Și o să scot frigăruile! Voilà! Bucata asta trebuie întinsă mai întâi, evident! Apoi o să o pun aici și o să așez porumbul galben mai jos! O să așez cu atenție lutul polimeric aici! Și o să-l apăs cu degetele! Gata! Nu-i așa că arată superb? Ne-am descurcat bine, nu-i așa? Îmi place mult porumbul! Oare am chef de ceva dulce?
Nu e rău deloc! Parcă aș mânca desert la cină! Dar și ăsta arată bine! E normal să se întâmple așa ceva? Secret sos! Nu, nu-mi place! Jared, ai câștigat! Știu! Poate data viitoare, bunico! Ce urmează? Niște bomboane delicioase! O să fie interesant! Preferatele mele! Geleu rulată din fructe! Poftim! Sunt super bune! Și cele roșii sunt preferatele mele! Ce naiba! Nu-i așa că arată super? Da, n-arată rău! Hai odată! Nu pot deschide ambalajul! Nu o să știu niciodată ce gust are! Of, bunico, dă-l încoace! Nu înțeleg! Te ajut eu! Wow, ce de culori! Pe asta am rezolvat-o! Acum ce să fac cu foaia asta? Oare? Ia să vedem! De ce sunt atât de mici cifrele astea? Și nici semnal nu am! Nu vrea? Am reușit! Alo? Da? Am nevoie de ajutor! Geleu rulate din fructe, da, doamnă? Trebuie doar să-l mănânc, zici? Wow, mulțumesc pentru ajutor! Cu plăcere! Hai să facem provocarea asta mai interesantă! Acum sunt super sănătoase! Sunt ca un rep cu legume! Wow, aș putea să mănânc 100 de geleuri din astea! Nu, e clar, îmi pierd mințile! Mai am una singură! Super! Oh, da! Aha! De ce nu m-am gândit la asta până acum? O bucată de sushi într-un wrap! Delicios! Parcă ar fi o bomboană! Nu miroase bine deloc! Înghețată? Cui nu-i place înghețata? O lingură mare e suficientă! Oh, da! Așa mai vii de acasă! Apoi o să pliez așa! O să pliez și marginile exterioare! Nu-i așa că arată minunat? Parcă ar fi un ravioli? Cred că am terminat! Bunico? Oh, nu! Le-am mâncat pe toate! Arată delicios! Dar de ce o farfurie e goală? Ce s-a întâmplat? Vai de mine! Nu mă supăr! Bine, măcar că am ceva bun de mâncat! Ce bine arată! E extraordinară! Jared, ai câștigat runda asta! Yuhuu! Eram sigur că o să-i placă! Întâi avem un desert delicios! Treceți la treabă! E simplu! De obicei, cumpăr așa ceva de la magazin! Cred că am ceva pentru asta în geanta mea! Dulceață! Merge! O să fie dulce și bună! Și am nevoie de o tavă pentru placintă și de aluatul meu! Îl țin pentru urgențe! Nu se știe niciodată când o să ai nevoie de el! Încep cu aluatul! O să-l așez în tavă! Am un mic truc pentru asta! Impresionant, nu? Acum o să torn dulceața! Lasă gura apă! Vreau să o întind uniform! Ce bine arată! Acum o să pun fâșii de aluat deasupra! O să încep cu fâșiile orizontale! Acum pot să pun și fâșiile verticale! O să arate ca un grilaj! Poate să fie băgată la cuptor! Revin imediat! Vreau să se coacă până devine aurie! O să fiu cu ochii pe ea! A făcut totul să pară ușor! Ce mă fac? Stai! Știu! Am o chifla aici! Și un tub de frișcă? Nu toate plăcintele trebuie să fie sofisticate! Atâta timp cât sunt gustoase, nu? O să pun frișca deasupra! Vreau să acopăr chifla! Apoi o să presar bombonele! O să-i dea un pic de culoare! Deja arată bine! Pe cine păcălesc? E banală! Dar nu pentru mult timp! Am nevoie de ajutor!
Wup, wup! Ador clubul ăsta! Cine mă sună? Mă auzi? Alo? Ah, e inutil! Ce se întâmplă acolo? Bum și bum! Woohoo! Sper să merite! Scuze, am nevoie de ajutorul tău! Ăstuia-i trebuie un pic de eleganță! Ce-i aia? Dar ai noroc! O să te dau pe spate! Ia uite! Oh? Ce se întâmplă? Wow, e fabulos! E perfect! Mersi mult! Plăcinta mea e gata! Ce bine miroase! Poftim? Ăla e un unicorn? Iar am uitat să-mi iau pastilele! Bătrânico, nu e frumos să te holbezi! E real! Nu! Uite ce-ai făcut! Plăcinta? Ce dezastru! E timpul? Trebuie să plec! E distrusă! E doar vina acelui unicorn! Poate reușesc să o salvez! Am muncit atât de mult la ea! Nu pot să-i dau așa ceva lui Lizzie! Ah, ce păcat! Mă simt atât de prost! Stai! Poftim! A? Ce faci? Ce frumos! Mulțumesc, draga mea! E un tort impresionant! A, ador finalurile fericite! Sunteți amândouă câștigătoare în ochii mei! Serios? Wow! Am reușit, scumpă! Ok, e gata! Vreau să faceți o pizza! Nu știu ce să zic! S-ar putea să fie dificil! Am nevoie de niște ingrediente! Am tot ce-mi trebuie chiar aici! Să vedem! Ah, sigur am nevoie de aluat! Trebuie să-l întind! Noroc, am un sucitor! Are dimensiunea potrivită! E greu! Abia mai pot ține ochii deschiși! Ok, ce urmează? Aha, sosul! Orice pizza are nevoie de o bază de roșii! O să folosesc ketchup pentru a mea! E mai rapid așa! O să torn un pic pe aluat! N-ar fi trebuit să petrec azi noapte! Îmi e tare somn! Haide, trebuie să termin asta! Pot să-mi fac somnul de frumusețe mai târziu! O să adaug ingredientele acum! Unde e brânza? Aha! O să presar niște de ăsta! Poate o să trag un pui de somn mai târziu! Oh, ce alegere interesantă de ingrediente! Știi ce faci, nu? Șt, dragă, și trebuie să mă concentrez! O să-mi odihnesc puțin ochii! Hei, trezește-te! Yuhuu! Trezirea! Deschide ochii! Poate să doarmă oricum! Ok, o las pe frumoasa adormită să-și facă treaba! Eu am o pizza de făcut! O să fie dificil! Sau aș putea să fac asta! N-a spus nimeni că nu pot să folosesc una gata făcută! O să adaug niște ingrediente! Apoi pot să o fac în cuptor! Ce idee bună! Cred că am adormit! Ah, provocarea! De ce? De ce e totul în ceață? Unde-mi sunt ochelarii? Nu-mi spune că i-am pierdut iar! Trebuie să fie pe aici pe undeva! Pizza mea e gata! Și pare delicioasă! Lizzie o să o adore! Ești bine? Nu văd nimic! Ce faci? Stai să te ajut! Ce m-aș face fără tine? E mult mai bine! Pizza mea! Am încercat să te avertizez! Pizza mea e gata, Lizzie? Oh, nu am copt-o încă! Lipicios! Poftim? Ah, e timpul să jurizez! Nu știu ce să zic, bunii! Te las pe tine să o mănânci! Scuze, scumpo, am adormit! Dar tu, mamă? Aia, da, pizza! Ai câștigat! Da, știam eu! Uite, asta e prima voastră provocare! Popcorn? Ok! O să fie ușor! Un leliac proaspăt! Am cules frunzele astea de dimineață! Și neapărat niște ciocolată! Ce bine arată! Și la final, boabele de porumb! Nu pot uita de ele! Acum urmează incantația! Vă poruncesc! Spirite, produceți popcorn! Mă simt plină de viață! Ce frumos! Abracadabra! Atenție la mine! Arată bine?
nu mai faci așa! Trebuie să-l adun! Am pregătit punga de popcorn! Oh, ce distractiv e! Incredibil, a funcționat! Cred că ajunge! Arată delicios! Bravo! Așteptăm! Hai că poți, bunico! Hei! Hai să te ajut! Pe mine? Cum? Ah, mână! Am nevoie de ajutorul tău! Dă-i bomboanele astea bunicii! Mă bazez pe tine! Nu mă dezamăgi! Oh, e mâna aia fără corp! Ce mână drăguță! Are gust aliliac! Stai puțin! Trădătoare-o! O să te transform în supă de degete! Wow, stă prost cu nervii! Ok, am o idee! O să adaug niște ulei în tigaie, apoi o să presar boabele de porumb! Și bomboanele? Acum o să aștept să se facă! O să-i pun un capac ca să meargă mai bine! Boabele au început să pocnească! Uite, bomboanele colorează popcornul! Cred că e suficient! Wow, ce colorat e! Am terminat! N-am mai văzut niciodată popcorn atât de drăguț! E dezgustător, dar o să vă placă rețeta mea! Bunica mea s-a descurcat de minune! O lași să câștige? Ok! Ai câștigat, bunicuță? Oh, wow, mulțumesc! Aveți gusturi îngrozitoare! Mmm, ce crocant e! Deci, ce facem? Ah, uite-te la căpșunele astea! Mmm, ce bine miroase! E atât de suculentă! Aș putea să mănânc așa ceva toată ziua! Cu tot cu codițe? Trebuie să le mănânci corect! Trebuie să le savurezi! Să faci din asta o experiență! Și, desigur, să ai instrumentele potrivite! Acest gadget mic și isteț scoate codițele! Apuc și răsucesc! Adio, frunze sau codițe! Mult mai bine! Da, da, mă rog! Te crezi atât de isteț! Revin imediat! Trebuie să fiu rapidă! Îi arăt eu lui! Bună! Am nevoie de paiul tău! Te rog! Stai puțin! Hai, grăbește-te! Mersi! Ce ciudat! Vin, David! Iu, m-am întors! Și am nevoie doar de chestia asta! Privește! Împing paiul prin fundul căpșunei! Și nu mai e nicio codiță! Ce treabă deșteaptă! Bravo! Poate vrei să facem schimb! Poftim! Ah, o să fie distractiv! Ce face Lizzie acolo? E timpul pentru prima provocare! Start! Oh, înghețată! Ce provocare e asta? E prea ușor! Eu sunt mereu pregătită! Aha, o să am nevoie de asta! Ce mai am pe aici? Cremă de ciocolată? Sucul meu? Credeam că am mai mult! Ah, mai bine îl beau pe tot! Că n-am uitat ce-am învățat la sesiunile de antrenament ninja. Aia! Încă știu meserie. Liam, unde a dispărut? S-a terminat? Ți-am spus deja să mă avertizez înainte de a face asta. Data trecută m-am ales cu un ochi învinețit. Erai în calea mea. Nu trebuie să stai niciodată în calea mea. Hai să-i dăm drumul. O să torn crema de ciocolată în vârful sticlei. O să rotesc vârful ca sticla să se acopere complet. Acum trebuie să aștept să se întărească. Arată super! Acum am nevoie de frișcă. O să umplu cornetul până sus. Acum trebuie să mai pun ceva deasupra. Afine delicioase. Am nevoie de niște fructe. Sunt mândră de cum arată! Ce părere ai, scumpa mea? Arată bine! Înghețata ta unde e, Liam? Fii atentă! Mai întâi am nevoie de un cornet de înghețată. Acum urmează partea cea mai interesantă. Arată bine, nu-i așa? Deja îmi lasă gura apă! Am nevoie de o lingură de înghețată. Arată perfect! Ce părere ai? Wow, Liam, arată super! O să mai pun una? Nu pot da greș cu o porție mai mare de înghețată. Cum ți se pare? Îmi place! Wow! Eram sigur! Pentru asta îți mai pun o lingură! Începe să devină mai dificil! Dar n-am terminat încă! Am nevoie de niște bombonele colorate! Arată extraordinar! Și gata! Ups! N-ai văzut nimic, nu-i așa? Ce dezamăgitor! Ha! Degeaba ai încercat, ai pierdut runda asta!
Scuze, Liam, bunica e câștigătoarea. Bravo! Ai auzit? Am câștigat! Eva și Emma au pregătit multe bunătăți în această probă. Dacă ai putea să alegi o singură culoare pentru alimente, ce culoare ai alege? Răspunde-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri savuroase.